Hai noroc băieții și bine v-am găsit la un nou videoclip. Astăzi o să intrăm pe Anadolu, noul server de la comunitatea turcilor, unde joacă nu numai turci, pentru că la turcie medeurile foarte ieftine și așa merge foarte multă lume la turci. Da, s-au descris uh, trei servere, Dracon, Serpent și Anadolu. Dracon și Serpent sunt pe Europa, iar Anadolu este pe Turcia. Cam așa arată Anadolu ch nu plin, restul ocupat, deci jucători chiar sunt destui de mulți. Și Ruby Sharon, după cum vedem, acum este închis, deci serverul Ruby închis. Ei au două servere, Ruby, atât Sharon cât și Lucifer, nu mai ne uităm ce CH, toate CH-le ocupat, iar Lucifer... Ai de capul meu, nu pot să cred. Deci, frate, tura trecută când am intrat erau scăzute CH-le pe Lucifer, că tocmai ce se deschise uh, serverul, deschisese. Deci, pe Ruby și Aron, toate CH full, nu mai poți intra, da? Și pe Ruby Lucifer, toate CH-le ocupat. E incredibil cât de bine o serverele Ruby la ei. Hai să vedem cum o prins Emeraldul. Nu joacă lumea pe Emerald toate ce hașele sunt scăzut pe Emerald. Spuneți în comentarii dacă vreți să intrăm și pe Emerald să vedem ce uh, au ei pe serverul ăsta, că putem intra și la ei pe Emerald. Lăsați un like și comentariu dacă vreți să intrăm să vedem ce au ei acolo. Dar până atunci intrăm pe Anadolu, noul server de paște, Pascal, am vrut să zic. O să intrăm la regatul albastru, Warrior, Numa, verific, să vedem dacă face în rost de 5K, în orice caz a rămas, a rămas, foarte, foarte surprins de serverele Ruby. Nu mă așteptam, nu se loghează. Bun, hai că a reușit să ne logăm. Ia să vedem cum arată ceva jucători. strigă o merge? Hă? Cât de cât merge? Ia uite. Ia uite, frate, așa arată un server nou deschis. O să ne și în top. Ia uite, mă, ce frumos arată, frate. Ăsta-i, mă, vibe-ul de betting, Ia uite-l. Ia uite, armură de 42 pușcată, asta are de 26 plus 9, ăsta au dat cu cardul destul de bine, ia pe Civas. nu știam că joacă și aici, Iasuke, uite aici pe Tina, na la cum se vede turcii vor să se spălă un pic, adică uite ce brezele sunt de-a turcilor, ia uite că au, au simbol de-a turci, e clar că sunt mai multe nații pe aici. Sau sunt ei așa de patrioți? Adică, uite, o breazlă cu sim simbolul turcei, altă breazlă, altă breazlă cu simbolul turcei. Deci trei brezle cu simbolul turcei numai pe map nu am văzut deja. Adică la români nu o să prea vezi brezle, știi, cu, cu steagul româniei. Hai că o să putem colecta destule de pe jos încât să facem bani de bazar. Medeuri avem? Jedeuri ne trebuie. Avem jedeuri destule, în regulă. Ia uite, un duel unde duel aici. Avem un Warrior Aură și un Sura A câștigat Surabiem. Dăm 5K dacă a câștigat. Să intru și eu în bazar. Da, zi pare că nu prea sunt în engleză. Ia să vedem ce au beții. în a plină. 35 medii, ok. va se dă și tu 5K, please. Ia uite mă, încă o breazlă, frate, cu simbolul turcii alta. dă un încolo, mă. Ia uite, una, două, trei, patru brezle. E incredibil. Păi, deci așa de să fie băieții noștri turci? Ia uite, încă una. Încă una. What? Și niciun simbol nu seamănă între ele. Dar toate cu steagul turcii, frate. 30 mei de 20 ori, 20 de avul, 10 animale. O, ai mă, că nu ne am luat alea. Păi câțiva cani mai trebuie numai oare. N-aruncă băieții ceva pe la depozit. Nici cu ce nici nu primești. Deci are, ia uite, atâta, emisiuni de bază. Deci metinul vechi, clasic, deci clasic total. Sabia Bambus plus 5, ia uite, cu rib, cu fmse băieții. Cherry, frate, că e, nu știu ce aia. Dar îi zicea cumva, Bambus plus 5. Ia uite, am primit un călugăr plus... Thank you. Tu, am scris-o, tastatura. statura. sa vreau să mă ajute, mă. Ai văzut cum mă sturci ăștia, frate, mi-au și încălțat. Chizlove m și încălțat cu armură plus 3, mă pot duce la vânat. Brățară, lacrimă, cer plus 9. Ia auzi, leon, un KPV, 15 fulger, 20 diavol, 8 drop. Hai că, hai că e bine, mă. Hai că nici nu au uite mie, băieții. Bă, era șmecher să ne apucăm aici, era într-un fel. Dar nu, ia e problema, știi, dacă te-a pus și n-ai timp și așa mai departe. Ai, e n-aș că e era fain să te și Ia cât e asta? 300 yang. Asta e un k Uf, cât la cât ajungem? 3K. Ajungem la 4K dacă vând armura asta plus 3. Mm, a e. A e. Păi, Anadolu se numește serverul. Da, o secunde, frate, că am intrat să văd topul. Anadolu. E incredibil. Sta să vedeți topul. Sta să vedeți topul. Fii atent aici. Mă. Băi, nivel 3 campion. 1, 2, 3 nivel campion. Nivel 2, nivel 2, nivel 1, nivel 1. Incredibil. Ia, uite. Stea nivel campion, mă. Ia, un server. Ia, dăm pe Ruby Lucifer. Să vedem. Nivel 23 campion deja. OK. Și pe Ruby Sharon. Ia uite, cât îți nivel 30 campion și pe un server mai vechi. Uh, care ar fi Marmara, știu de mult, iar uh, la Marmara. Hai Marmara. Mhm, uh mhm. -huh, uh -huh. Văd câțiva. Și am o idiotată cu Tiger ghost -ul. Ia uite cât sunt și aici. 10, 20, 30, 40. Păi sunt peste 40 de jucători nivel campion. Doamne, frate, de ce nu o să faci o fuziune cu ăștia? Vă dați seama ce șmecher ar fi. Băi, 40 de jucători nivel campion, server deschis odată cu Tiger Ghost. E incredibil, Poate Tiger Ghost vreau avem vreo câțiva băieți. Te rog frumos să dăm și mie o mantie de aia. Așa, am prins un în el. Mantie vreau. Nu cred. Am prins, am prins, e o regulă. Ia uite pe băiatul ăsta, ia uite ce bine arată beatul ăsta, classic old school, aia zic frate. Ce frumos, băi era șmecher serverul, deci chiar e super șmecher serverul. Da, uite, îl vezi așa e șmecher, uite, când e populație multă, frate, așa e șmecher. Asta pe 10k și putem merge în bazar. Wow! Bă, mi-am dus așa aminte de câteva, dar în orice caz, mă, server deodată cu... Nu, gândiți-vă numai ce bătăi acolo pe serverele de la turci. Deci gândiți-vă numai ce bătăi Dacă vedem scandaluri de la noi de pe Carpatia, am zis numai câțiva, frate, nivel care să se bată pe acolo. Da, păi aici și același număr de CH. Deci, wow, 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 wow. Deci, incredibil. Vă dați seama că e scandal și bătaie non-stop, non-stop. Așa, scoatem asta, Scoatem sticla și haideți să magazin privat. O, oh, leu, oh, Câte e? Câte e? Bă, dar de ce nu se aplică astea? Ai, 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 ai. Ia uite-le. Ia uite-le. Dar era și fără efecte. Să vedea super care. Bă, câte șopuri. Bă, nu au văzut. haide de capul meu, câte șopuri au. server, bă. Și lumea zice, de ce să deschizi servere de pași și așa mai departe? Voi vedeți? Voi vedeți? Gândiți-vă că majoritatea sunt shopuri offline. Fiecare shop offline îți înseamnă deridare la GameForce. Ia uite-le, ia uite-le câte shopuri. Nu mai gândiți-vă, frate, câți bani sunt băgat. Indiferent că e inflație, că nu știu ce la turci, se adună. Îs mulți, îs mulți activitatea e foarte mare. Ia uite acolo câte șopuri. Îs. Îți... De ce pe fiecare server îi chestia asta? Către magazin, către magazin general, îs șopuri așa. Îs șopuri, uite, uite, de un singur inventar. De ce șopuri de un singur inventar? Șopuri normale. De ce? Pe fiecare server îi chestia asta. La magazin general sunt shop de genul ăsta, și la depozit e fix opusul shop-uri dintre astea noi. Uitați! Pe fiecare server e așa. <laughs> ok. Ia, uite, vezi? Uite! Ia! De ce? Explicați-mi și mie, mă rog frumos. Aici pun ăștia mai mici, mai. de ce e așa? În fine. Hai să vedem și chestia că sunt shopuri offline și ăstea sunt shopuri premium și băieți o luat numai pentru un singur inventar. Uite, na, poftim. Shop offline, premium, na. Ok, hai să verificăm puțin piața. Vreau să vedem ce arme sunt pe piață. Un triton, plus 9. Cine a făcut frate deja triton? PVP, vă dați seama ce te ajută un triton de ăsta PVP plus 9 făcut acum deja? 45 de oni. WS 5 critică, 5 sângeros, 8 o travă, 5 pătrundere, leu cum intri tot în ăsta, frate. Toate bonusurile bune. 50 medie, 36 cu 10 pătrundere, 40 medie, în orice caz, FMS cu 50 medie e ceva. Hai să vedem cât sunt medeurile ca să avea un punct de orientare. Deci medeurile, 50 de medeuri, la 8 capa capa jumătate, man. Ia uite, 10 milioane MD-urile. Bă, e incredibil. Cum arată, mă? v -au cere la 8 milioane, bă. vă au cere la 8 milioane. Ia ți alchimie, ce ziceți? 45 de milioane diamantul. Bă, aleu. 100 de milioane rubinul. Cu un rubin cumperi 600 de MD-uri. Cu un rubin cumperi 600 de MD-uri. Ai, 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 ia imun, 20, vampir, 20, diavol. Deci chiar mă gândeam pe ce server să intre în săptămâna asta și am făcut cea mai bună alegere că am intrat aici, sincer, sincer. A, bă, dar stai un pic, hai să ne uităm dacă au mitice. Au, strălucitoare deja. Ia uite, media atac la 250 de oni. Cât înseamnă 250 de oni? 250 Cred că mai trebuie să adaug încă așa. Ca să-mi dea capa capa. Da. Bun, 25.000 de capa capa. Atât înseamnă 250 de ani. Împărțit la 9 capa capa. Înseamnă 2777 de vouchere. Ori 50 de medeuri înseamnă 140.000 de de uri Rubinul ăsta. 140.000 de MD-uri, man, 140.000 de MD-uri, vă dați seama ce ar însemna asta la noi, 144.000 de MD-uri, tradus în euro, 3500 de euro, un seria 3 mai pușcat, rubinul ăsta, care nu ăsta, celălalt, bine, dacă era la noi, știi, dacă era la noi, la ei altă discuție, altă treabă, bun, hai să, la ce se numește, nu Nintendo, la diamante, Hai să diamante, 200 de uni, excelent, fain, nu no prins, mă, nu no prins ce trebuie, mă, n-au no prins rezistență, ia uite-l, mă, ia uite-l, mă, că nu no prins rezistență. Jaduri? Au jaduri full, dar în orice caz, ăștia deja au 25 de pagini, bă, de jaduri. Oh, leu, jad excelent full, jad excelent full, mă, full. Uai, ai, 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 450 de uni. Vă dați seama să-l vinzi ăsta la 450 de la început de server? Ce înseamnă, Bine, dar e logic că nu știu dacă îl vinde. Ametist. Ia uite mă că au ametiste, mă, băieții noștri. Au ametiste, mă. Bun, hai să vedem. Riburi, ceva. O mânie cu 43 medie. Vă dați seama cât păi te uiți. E serverul pe care te uiți la iteme, frate. E serverul unde să caută. Se caută fiecare item cum era mai de mult. 41 medie pe un rib. 43 medie. 40. 38. Ia uite mă, casă de război plus 9, Păi da. Ia uite, PVP făcută cu 10 semi. Nu știu dacă au avut el. Nu, no, bar n-am. De fapt stai că aici bagă, schimbă bonus băieții de n-ai văzut. 39 medie, 36. Nu sunt medii mari pe piață. E logic de ce nu sunt medii mari pe piață. Pentru că se cam, se cam traduesc. Ia uite ce avem aici. Uh, un ca jumate, 15 foc, 10 diavol, 10 pătrundere, 2 ca 10 pătrundere, 15 magie, așa, uh, niște 15 cu 15, 2 ca 10 pătrundere, 10 semi, 15 magie, 3 pătrundere, un ca jumate PV, ok, aia se la pantofi, clar că pe bonusuri încă nu, nu s-a părut de... hmm. foarte, foarte șmechere. 15, 10, 10, 10, 10, asta plus 6, 15, 15, 10, un ca jumate, 20 XP, 10 critică, 10 săgeată, 8 încetinire. Ok. Ia uite, 15 mâini, 15 pumnal, 10 săgeată, 10 gheară, 2 KPV. Ok. Na, vreau să vedem numai că este ceva ce sare din tipar, atât mă interesează. Așa, iau să vedem pagina 90. Uh, nu? Uh, ia uite, cu șapte metine? Deja? Deja cu șapte metine? Un KPV 10 critică, șapte metine cu încă 450 PV, cu 20 XP. Oh, oh, frumos. Frumos ăla, mă. Chiar frumos. Ok. Ia să vedem colier. Ce au la coliere? Uh, ok, sigur. 10 semi, 20 diavol pe rubin plus 8. Păi deja băieții au nivel campion, frate, despre ce vorbim? Hai să ne uităm la armuri. Poate au ceva armuri șmechere, da, ăla... o Oțele nu mai iau, uite. De fapt, cine o depășit și face nivel campion, își face pentru el și gata. Nu le bagă la vândut, că nu are rost. Aia e destul de clar. Cu titan, 15 corporală, 10 semi, 10 Semi, 20 Urs, 20 Diavol, 12 Dex. Oprim și niște maximi acolo. 10 Semi, 15 Corporală, 10 Diavol. Uh, 10 Semi, 10 Diavol cu imun. Imun cu 20 Diavol. Uh, imun cu încetinire. Stai, are două imunuri. O imune cu blocare 10 și cu 10 Semi. 15 blocare, 12 Dex cu imun. La o prins sau niște bonusuri băieții. Bun, hai să vedem per albă și ăstea cam ce bani sunt. 6, 7, 8, 10 milioane per albă. Așa, asta. Hai să vedem piatra lunii. Dar nu știu dacă este pe piață. Da, 3 la 10 oni. Dioxidul. Ia. 3 oni. Deci 1500 de MD-uri. Un dioxid de titan. 1500 de MD-uri. Cufere. Hai să vedem. Au gardă, ce ziceți? Ar trebui să aibă, așa Nu au. Nu au gardă, stai așa. Melei. Au melei la 23. Bun, deci au melei. Și hidrosa, cât ar fi? N-au pe piață. N-au pe piață, în rest, cufere de evenimente. Nu sunt cufere chelpi, cu cu... Păi, cufere lumina lunii, să vedem. Mm? să aibă preț. Ia uite, mai de capul, ce preț mare au. Păi ce preț mare au. 3 în 40. 3 leurile. Vă leu. Vă leu. Păi știți. Păi e mult mă. E 1500 de MD-uri. Mai mult. Ia chiar hai să calculăm. 3. 340 împărțit la 9. Ori 50. Sunt 1900 de MD-uri. 210 leuri. Ai 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 ai. Din cauza că sunt foarte mulți. Și locurile la eveniment au fost, vă dați seama, limitate. Deci la nivel de server nu se fac mai mult de un număr exact de celeu, leu. Știi, oricâți jucători ar fi. Că se detreu tot atâtea camere are. Și dacă are mai puțini jucători și dacă are mai mulți. Hai să căutăm niște upgrade-uri. Să vedem ce preț sunt. 2 milioane de dite de ori. Dropez 5 dinți de ori și scump 50 de MD-uri. Hai, hai, ai. păi frate. Este că, v-am zis, deci nu se dropează mulți. O, oh, uliu, cartea blestemă, 300k. Ok, din cauza că toată lumea e la biologul cu dinți și peste 3 săptămâni toată lumea o să fie la blesteme și atunci o să crească blestemele. Bun, ce ar mai fi ar valoros? De pe map 2, ia să vedem o bucată de piatră prețioasă, 300k. Băi, scump, adică e mult, e mult. Bucată de tesătură cu plus 600k. De de gheață 2 300k. À, armură stricată 300k. Ok. Hmm. Hai să vedem ce ar mai fi. Ce ar mai fi, ce ar mai fi. Băi, cufere. De fapt ne-am uitat, ne-am uitat. Ia, niște licori verzi. Ia, licori verde. El. Numai 26 de capa capa. Cum ar fi, frate, să dai 150 de MD-uri pe 200 licor verzi. 150 de MD-uri. Ia uite, ăsta e la 14 ani. Clar, mitic. Ia chiar să vedem cât e un mitic. Cum să fie numată atâta, bă, e logic. What? A, mă, stai, mă, că e, e, bine, mă. E bine, asta e un ălea Alea 5. Și ăsta, 14 pion. da, 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 da. Ia, rubinul mitic full. Rubinul mitic full. Vai de capul meu. Vai de cap, Ați văzut pagina aia? Ați văzut-o? Stai așa să ajungem la ea. Ia stai. A, oh, nu-i scumbă, 18 oni. 18 oni, Rubinul mitic full. He, ce e 18 oni? E cât 18 antice. Da. E bine, vă prez, nu-i rău. Nu-i rău. Și ce era aici scump? Ce era aici scump? Nu era nimic. Toate aceleași. Aceleași rubine. Dar nu sunt pvp uri Bagă lumea PvP orice ziceți, media atac și rezistență, nu interesează apărarea pe băieți. e un excelent gol. O, orât. orât cu excelentul gol. Mm. Media -atac, atac, apărare. O flacără, dragon. 70 de milioane. 10 la 5, jumate. Ok, aici e bijniță. -bi acolo. Oa sincer, chiar mi-au mi, -o, mi, -o, mi -o făcut un pic de plăcere să intru, un pic, un pic mai multă plăcere să intru pe serverul ăsta. E chiar frumos. Deci e chiar frumos. Nu mă așteptam, sincer, să fiu, să fie așa de mulți jucători. Deci chiar nu mă așteptam să fie așa de mulți. Dar aparent o prins foarte bine la ei. Ia uite, asta e breazlă poloneză. poloneaică sau cum îi zice. E polonezi care joacă aici la ei pe server. Fix din cauza asta, prețului la medeuri. Hai să vedem ce se întâmplă cu lira turcească. scade oare? Punem la conversie în euro, nu în lei. Așa, stai să vă fac și la voi un pic mai mare să vedeți orientativ. Deci în ultimii 5 ani, de la 0,15 euro la 0,029. Hai că pun invers. Așa, euro în lire turcești. Acum, pentru un euro primești aproximativ 35 de lire turcești, iar acum 5 ani primeai 6. E ca și cum uh, ai primit 30 de lei pentru un euro acolo ui. Hmm? Cum ar fi să cumperi euro cu 30 de lei în 5 ani? Doamne ferește frate, bați un pic în lemn. În orice caz, doamne ferește pentru ce trebuie să știți. Noi vedem medeuri ieftine, dar ce în spate nu mai ei știu. Boys, sper că v-a plăcut aventura noastră pe Anadolu, serverul turcilor de Paște. Clar, la ei o să rămână un server care de grabă nu o să facă fuziune. Adică dacă un server arată așa, nu cred că o să facă fuziune de grabă. Comparativ cu serverele noastre care cel mai probabil la anul sau nici măcar la anul deja o să și fuzioneze. V-am zucat, ceau papa. Să aveți un weekend cât mai frumos!